Bine v-am regăsit, dragi cititori Herald, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul campaniei desfășurate pe site-ul editurii Herald, Pastile de înțelepciune pentru o viață împlinită. Nu uitați de filmulețele, de videoclipurile pe care realizăm cu invitații noștri. Le găsiți de asemenea pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald și pe canalul de YouTube. Astăzi, alături de noi, este Diana Vijulie, psiholog, și mulțumim foarte mult pentru faptul că și-a făcut timp să vorbim despre o carte interesantă în cadrul acestei campanii și despre toată. Aș spune lucrul ăsta pentru că tot am mai vorbit și probabil că o să mai vorbim despre recunoștință, despre toată activitatea ei pe care a depus-o anul trecut, în ceea ce privește relațiile pe care le avem, să avem relații atât cu copiii noștri, dar și cu partenerii de cuplu, relații cât mai pline, cât mai împlinite, cât mai înfloritoare. Astăzi am ales pentru dumneavoastră o carte din această frumoasă campanie, Pastile de înțelepciune, o carte publicată în colecția Colibri, autor Alan Percy, Dieta spirituală, un program revoluționar pentru eliminarea a tot ceea ce îți îngreunează inutil viața. Cartea, putem spune că este un ghid practic care ne ajută să eliminăm aceste obiceiuri nesănătoase, cumva responsabile de scăderea calității vieții. Cele mai frecvente, să le spunem, 24 de cauze ale nefericirii sunt supuse unei analize obiective într-un program de dietă în care scopul este să le înlăturăm treptat una câte una cu fiecare săptămână care trece. Iată, dacă ne propunem sau majoritatea dintre noi, să spunem că acum la început de an ne propunem o dietă care să dureze o săptămână. E, iată, avem și această dietă spirituală, bineînțeles, cu obiective și planificări. Când începem să învățăm cum să ne hrănim cu emoții pozitive, cum să ne hrănim cu emoții sănătoase și să adoptăm practic niște tipare relaționale funcționale, realizăm lucruri frumoase, cum ar fi faptul că îngrijorarea neîntemeiată ne diminuează încrederea în sine. În loc să ne comparăm cu ceilalți, este mult mai productiv să ne inspirăm de la ei. A fi mereu în defensivă este o slăbiciune și nu neapărat un punct forte. Prea multă critică îi poate răni pe ceilalți, dar și pe noi înșine. Iertarea este mai eliberatoare pentru cei care iartă decât pentru cei care, pentru cel care a iertat. Diana, o carte frumoasă, un subiect frumos, iată ce înseamnă dietă spirituală și din acest punct de vedere. Cumva, într-adevăr, gândul ne duce către un alt gen de dietă și e bine să le comparăm. Dar ce facem noi cu acest, i-aș spune eu, surplus, dar nu surplus de kilograme, ci un surplus de, eu știu, poate de mesaje toxice, pentru că primim, din păcate, zi de zi primim mesaje toxice. Poate că avem niște emoții negative pe care avem tendința de a le ascunde, pentru că probabil nimănui nu-i place suferința și atunci mulți dintre noi au tendința aceasta de a pune sub preș aceste emoții negative. Dar ele rămân acolo. Ele rămân acolo, ele nu dispar ca prin farmec, doar pentru faptul că noi le ascundem. Și cred că mai devreme sau mai târziu, din păcate, aceste emoții negative iarăși revin și iarăși le simțim și poate că ajungem și din punct de vedere fizic să somatizăm aceste emoții și să ne trezim cu tot felul de dereglări hormonale sau de tulburări ale anumitor organe. Mie mi-a plăcut foarte, foarte mult. Mă rog, mi-au plăcut multe lucruri în cartea asta, dar primul pe care vreau să ți-l spun este faptul că practic ce arată ea este că schimbarea nu vine toată odată, ci este în pași. Adică vreau să fiu, nu știu cum, într-un fel, nu presupune că o să muncesc din greu și într-o zi o să am un declic și atunci o să se schimbe tot. Nu, sunt pași pe care îi facem încetul cu încetul. Săptămâna asta lucrăm la o părticică, săptămâna viitoare lucrăm la altă părticică. Și uite așa, în 24 de pași sau câte sunt în carte, reușim să schimbăm foarte multe lucruri din noi,
dar pentru că o facem pe rând, nu e copleșitor și poate reușim să vedem și rezultate. Acum, al doilea lucru care mi-a plăcut foarte mult în cartea asta, uite, de exemplu, că vorbesc despre emoții. Frica. Frica este una dintre emoții. Ea nu este nici negativă, nici pozitivă. Este un semnal de alarmă pe care noi ni-l creăm ca să vedem care este un potențial pericol și să ne păzim de el. Mai că în carte există diferențiile astea între cele două tipuri de frici. Da? Este frica constructivă, frica nu o să mă duc în cușca leului. Da? Nu pentru că sunt fricoasă, ci pentru că este un mecanism de supraviețuire pe care le-am dezvoltat în milioane de ani și am ajuns în punctul ăsta în care știu că nu vreau să mă pun în pericol ăsta. Și asta este o frică ce mă ține în siguranță, în viață, mă protejează. Și n-aș putea să o consider o emoție negativă, de exemplu. Dacă n-aș avea, aș face tot felul de lucruri periculoase și m-aș pune în pericol. Există însă și o frică toxică, da? O frică care nu este sănătoasă. Frica ce nu este neapărat ancorată într-un eveniment care ar putea să-mi facă rău. Frica ce se leagă de lucruri pe care eu le proiectez, le gândesc, le anticipez și ruminez foarte mult asupra lor și le transform într-un soi de anxietate. E de asta, cu siguranță, vrem să scăpăm. Pe asta nu vrem, că nu ne ajută niciun fel. Faptul că eu mă gândesc și mă tem de un element nu înseamnă nici că el este real, nici că el o să dispară. Și nu e productiv. La fel și pentru furie. Ai furia aia ca o explozie, ca o oală care stă să facă boom, care din nou nu este constructivă. Ea e construită acolo pe foarte multe alte elemente pe care le-am adunat în decursul timpului. Când am pus limite la momentul oportun, când cineva mi se pare că a profitat de noi, când suntem obosiți, când suntem înfometați, toate lucrurile astea ajung să crească o furie pe care la un moment dat nu mai reușim să o stăpânim în niciun fel. Există însă și furia constructivă, e furia cu ajutorul căreia, care nu e reactivă, dar nu vine ca reacție, ci vine proactiv, pun o limită. Da? Simt că am un disconfort la nivelul corpului, mă duc să rezolv, mănânc, beau, mă odihnesc. Asta este o utilizare constructivă a furiei și nu e important să facem diferența între ele, iar cartea asta ne ajută foarte mult, cu foarte multe exemple, dar și perspective diferite asupra unei problematici. Știu că în ea mai apare într-unul din capitole și rigiditatea versus flexibilitatea, care din nou e foarte importantă, atât în dezvoltarea mea emoțională ca om personal pentru mine, cât și interpersonal și cu tine. E nevoie ca noi doi să avem o relație armonioasă, e nevoie ca eu să fiu flexibilă și față de mine și față de tine. Și pentru asta înseamnă, pentru asta trebuie să înglobez perspective diferite și pe a ta și pe a mea și pe a unui terț, ca noi doi să putem să comunicăm. Da? Tu să mă auzi pe mine, eu să te aud pe tine și așa să formăm o relație armonioasă, așa cum ai zis tu la începutul emisiunii. Una dintre cele mai și pragmatice, dar și importante cărți scrise de Ellen Percy, coach, trainer, cum ai simțit această carte și de ce ai recomanda-o cititorilor? Mi s-a părut o carte foarte utilă și practică. Și aș recomanda-o cititorilor din mai multe perspective. Prima perspectivă este că pune în cuvinte niște trăiri ale noastre, niște gânduri ale noastre pe care poate noi nu le-am categorisit atât de bine în mintea noastră și atunci e greu să știu ce vreau să schimb dacă nu știu ce e acolo. Vine cu foarte multe invitații către introspecție și asta din nou pe mine ca cititor mă ajută să mă uit în interiorul meu și să văd ce e acolo, ce găsesc eu acolo din ce scrie în carte. Deci primul pas este că mă ajută să identific ce aș vrea să schimb. Și apoi mă ajută și felul mă ajută la a găsi soluții pentru a schimba. Că, ok, vreau să schimb, vreau să fiu mai flexibilă. Dar cum fac asta? Că nu știu cum. Că toată viața, da, inflexibilitatea mea a fost bazată pe o experiență, probabil timpurie, care s-a dezvoltat și am ajuns să nu fiu flexibilă. Da? Să fiu rigidă, din punct de vedere mental. Nu pot să schimb eu de la mine rigiditatea asta, că nu știu cum se face. Iar cartea asta a venit cu mai multe perspective, inclusiv fiecare capitol se termina cu câte o serie de exerciții pe care să le practici în săptămâna cu pricina. Toate lucrurile astea ajută și către a schimba. Un alt motiv pentru care aș recomanda-o este că și exprimarea este
ușor accesibilă. Adică nu sunt cuvinte extrem de pompoase, inutile, cum poate sunt în unele cărți care sunt specific de psihologie și care nu se adresează publicului larg. În cartea aceasta totul e foarte ușor de înțeles. Are și o doză de umor pentru cine apreciază partea asta în lectura cărții. Deci asta ar fi identificare, soluții de schimbare și totul la un nivel accesibil. Nu e complicat, nu e complex, nu este ceva ce nu se poate face. Pur și simplu e nevoie de a citi cartea și a fi foarte consecvent în exercițiile respective și apoi să observi schimbările pe care le-ai făcut deja. Am găsit mai multe, hai să le spunem, titluri generice de capitol, ale fiecărui capitol, și mi s-a părut interesant cum autorul le punctează, așa cum spuneai și tu puțin mai devreme, o carte foarte ușor de citit. Și avem preocuparea, apoi stresul, rigiditatea mentală despre care tu vorbeai mai devreme, a te compara cu ceilalți, invidia și gelozia, obsesia pentru părerea celorlalți, iată, o altă hibă a societății moderne, judecata și critica, faptul că nu putem, avem sentimentul câteodată că nu putem să scăpăm de această formă de a judeca, de acest tipar mental, de această, aș numi eu chiar un soi de credință sau de convingere limitativă. Faptul că de cele mai multe ori și prin experiența personală îți dorești cumva să nu-l critici pe celălalt sau îți dorești cumva să nu-l judeci, dar o faci aproape într-un mod involuntar. Deși ești conștient că s-ar putea ca anumite reproșuri sau anumite critici să-l rănească pe celălalt, să-l deranjeze. Și cu toate astea o faci. Ăsta este un subiect, iarăși mi se pare, de foarte mare actualitate în relațiile interumane pe care noi le avem cu ceilalți. Acum, judecata e cumva o caracteristică umană, că judecăm. Asta ne diferențiază de celelalte specii de animale. Important e cum o facem, că și critica poate să fie o critică pozitivă și poate să fie o critică, nu știu, să nu zicem destructivă, dar care nu e pozitivă. Da? Vin cu critica constructivă, observ ce nu mi-a plăcut, spun despre mine, cum resimt eu lucrurile astea, poate dau indicii despre, sau directive, depinde cu cine vorbesc, despre ce aș vrea să fie diferit. Și critic, practic, un comportament și nu persoana, ce a făcut comportamentul. Pe lângă critica ce nu susține relațiile, ci chiar le distruge, este critica aceea care nu vine cu soluții, care nu este ancorată în aici și acum. Poate că sunt foarte multe generalizări, de exemplu, dar critica asta care e, te toacă mărunt, nu e doar despre, ok, n-ai dus gunoiul acum. În asta se înglobează toată experiența, poate a mea de viață, nici măcar doar cu partenerul, ci cu toată experiența mea de viață și o aduc în această critică și, desigur, asta nu e constructivă. Faptul că el nu a dus gunoiul nu înseamnă nimic din trecutul meu. Și atunci este important să facem diferența între una și alta, pentru că o viață fără critică sau fără judecată de niciun fel e o viață care nu duce la niciun fel de progres, pentru că toți ne aprobăm unii pe ceilalți și nu schimbăm nimic. În schimb, e important să știm cum o facem și care e scopul. Dacă scopul ție e să-l rănesc pe celălalt, indiferent cum aș spune, nu o să fie o critică constructivă, dacă doar vreau eu să arăt că sunt mai bună decât celălalt sau dacă vreau să demonstrez că el a greșit. O să o fac eu în cel mai asertiv mod posibil, că nu o să susțină relația, da, dintre mine și celălalt. Și e important să fim atenți la lucrurile astea, nu să le reducem total, ci să folosim părțile pozitive, ce ar putea să ne ajute să creștem. Uite, pentru că vorbeai, ai pomenit mai devreme puțin de un fapt oarecum banal legat de a duce gunoiul sau de orice altă activitate, să-i spunem, din zona gospodăriei, din zona menajului, să-l numim așa. Este un tipar critica, un tipar relațional de care noi putem scăpa? Și în ce fel mă gândesc la acest lucru? La faptul că noi, din păcate, suntem tributari unui model relațional văzut în copilărie. Da? E clar că atunci când din partea unui partener vine critica, probabil că a văzut acest lucru
la relația dintre cei doi părinți, în care unul dintre părinți îl critica foarte mult pe celălalt și celălalt cumva bătea, să spunem, în retragere. Apropo de ce am spus eu puțin mai devreme, într-un soi de defensivă, da? Și devenea submisiv sau devenea poate ușor pasiv-agresiv. Cum putem să-l facem, de exemplu, pe celălalt să înțeleagă că anumite lucruri pe care ni le spune drept critică s-ar putea să activeze niște butoane care țin de niște răni emoționale și că acele răni chiar ne dor? Din păcate, noi nu avem puterea să-l facem pe celălalt să nimic. Adică eu nu am puterea să-l fac pe partenerul meu să înțeleagă sau să simtă sau să spună sau să facă ceva. Ce pot eu să fac este să transmit cum este pentru mine și să văd în ce măsură ceea ce transmit eu ajunge la el sau la ea. Dacă nu ajunge, mă întreb de ce nu ajunge. Nu ajunge pentru că nu am comunicat eu într-un mod în care să fie de auzit. Da? Dacă îl comunica pe o critică, cu siguranță o să se lovească de un zid și celălalt nu o să audă, o să respingă, o să intre în modul ăsta submisiv, poate o să critique și el la rândul lui, fiecare are felul lui de a reacționa la critici. Dacă o fac, sau este posibil ca, chiar dacă eu am comunicat într-un anume fel, la partenerul meu să nu ajungă din cauza bagajului lui emoțional. El interpretează într-un fel ceea ce eu spun și atunci își construiește din nou zidul prin care ori respinge, ori se luptă înapoi cu mine, ori găsește alte metode de a nu auzi de fapt ce vreau eu să spun. Totuși, al doilea pas după pasul de a spune într-un fel în care eu mă aștept ca celălalt să înțeleagă, pentru că dacă suntem parteneri de cuplu, în principiu îl cam cunosc și ar trebui să cam știu în ce fel aș putea să-i transmit un mesaj. Dacă mesajul nu ajunge, a doua întrebare este, ok, de ce nu ajunge? Și aici pot avea o discuție constructivă cu partenerul meu, sigur nu în momentul în care amândoi suntem furioși și critici și defensivi sau cum suntem, ci pur și simplu într-un moment în care ne simțim bine. Uite, eu observ că ți-am spus asta și asta, și am văzut că tu, la tine nu a ajuns, sau tu nu ai reacționat, sau tu nu ai răspuns. Ce se întâmplă? Cum ajunge mesajul meu la tine? Și aș vrea ca și partenerul să fie deschis și să spună, da, uite, eu l-am auzit ca pe critică și nu mai pot cu critica, nu mai vreau să mai aud asta. Sau mi s-a părut că m-ai acuzat. Sau să știi că și maica mea la fel îmi zicea mereu și m-am învățat atunci să dau block-out la tot ce aud. Și atunci să vedem cum putem găsi o soluție ca partenerul să mă audă atunci când eu spun ceva. Sunt situații în care, indiferent cum aș spune eu și cum aș pune eu limita, partenerul nu mă aude. Și atunci eu nu pot face nimic. Asta este o situație foarte frustrantă, pentru că dacă eu depun foarte multe eforturi și nu reușesc în niciun fel, rămân fără soluții, rămân fără instrumente. Și atunci e de văzut de ce, care este problema aia mai profundă care ne împiedică să rezolvăm problema asta. Și culmea este ca partenerul să și spună că ești frustrat. Adică, bun, simt și eu că sunt, știi? Tocmai de aia eu îți spun lucrurile astea ca să vezi, iar tu nu trebuie să mi-o spui ca un soi de etichetă, da? Ești frustrat, ci, băi, stai puțin, dacă ești frustrat sau dacă ești frustrată, de ce ești așa? De ce te simți așa? Pentru faptul că, uite, mesajul nu a ajuns sau nu a fost înțeles sau nu a fost... Se mai întâmplă și să se schimbe percepția partenerului dacă, în unele situații, dacă primește mai multă empatie, de exemplu, sau mai multă compasiune de la cel care îi transmite, vezi că mă rănesc criticile tale. Dar, din nou, asta nu este responsabilitatea partenerului criticat de a mai oferi și mai multă compasiune, pentru că s-ar putea câteodată să nu ajute, câteodată ajută. E o decizie personală. Vreau să arăt mai multă empatie și să-l ajut să se vindece și să-l susțin în procesul lui. Sau nu vreau să fac asta pentru că nu e acum treaba mea. Treaba mea acum e să fiu auzită, m-am săturat să nu fiu auzită atâta timp. Și decid punctual ce e important pentru mine în acel moment și ce sunt dispusă să ofer, câte resurse mai vreau să ofer în relație. Dragii noștri, am vorbit astăzi de un subiect foarte interesant. Iată, am și enumerat câteva titluri de capitole din această minunată carte, Dieta spirituală, un program revoluționar pentru eliminarea tot ceea ce îți îngreunează inutil viața.
O carte scrisă de Alan Percy, publicată în colecția Colibri a editurii Herald și care face parte, așa cum vă spuneam la începutul materialului nostru, din campania Pastile de Înțelepciune pentru o viață împlinită. A fost alături de noi și mulțumim foarte mult. A fost alături de noi Diana Vijulie, psiholog. Sperăm să ne mai reîntâlnim și cu alte ocazii, cu alte subiecte frumoase, cu alte cărți pe care noi întotdeauna la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise vi le recomandăm cu mare drag. Ne auzim la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, așa cum vă spuneam. Până atunci, să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine! La revedere!